Vă pup, dragii mei, și bine ați revenit! Astăzi sunt cu o parte din animăluțele mele. O să vă mai prezint așa să vedeți ce bogată sunt. O parte din armata americană este prezentă. Haide, mami, hai! Sus, 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 aici cu mami. Ursul mare și rău nu putea să lipsească în prim plan. El era prezent și mult. Stai, mami, că am vrut roptița. Haide, mami! Îi avem pe cei mici de căruși, care și ei sunt prezenți. Hai, Dumitra! Haide, mami, și tu, fetița mea frumoasă! Hai! Haide! Dumitra, pe care cred că o știți, v-am mai arătat-o. Haide, mami! Câte ceva ca să vedeți că nimic nu este întâmplător. Și așa cum am pus în titlu, știu că Dumnezeu m-a ales pentru acest lucru. Pentru că, da, Mistrețu, hai și tu, mami, ia să vedem ce băiat mare. Ia, mami, el este Mistrețu, cred că se vede. Câinele acela pe care l-am de la București, care v-am spus că aduna toți pantofii, toată încălțămita din tot complexul rezidențial unde locuiam, și mi l-a ducea la ușă ca drept mulțumire că l-am adoptat și că am grijă de el. Hai, Dumitra, hai, mami, și tu. Dumitra este cățeaua care, cățelușa îi spun eu cu toate, că este de talie mare și ea, pe care am adoptat-o tot de pe stradă, am luat-o în preajma Crăciunului acum 2 ani, de aceea o cheamă, în preajma Sfântului Dumitru, de aceea am numit-o Dumitra. Pentru că toți cățelușii au așa câte un nume, chiar și pisicuțele și toate animăluțele, care să îi definească într-un fel sau altul. Ori să aibă legătură cu locul în care i-am găsit, ori să ceva care exprimă așa, nu știu, ceva din atitudinea lor sau din asemănarea lor. Deci toți, absolut, toate animăluțele au câte un nume așa, care denotă câte ceva. Dumitra, hai, mami, vino și tu. O să vină Dumitra să vă arăt și pe ea. Și vă spuneam că nimic nu este întâmplător și că știu că Dumnezeu m-a ales pentru acest lucru. Am renunțat de mult să mai cred că este o coincidență ceea ce se întâmplă, că pe unde merg, indiferent ce fac, în ce zonă mă duc, în ce oraș, este imposibil să nu mă întorc cu de ceva. Mă refer aici la câte o pietate, un animăluț, și am renunțat de mult să cred, încă o dată repet, că este o întâmplare sau o coincidență. Știu că Dumnezeu mi le scoate în cale și nu aiurea. Vreau să vă spun repetor la faptul că lucram la magazin, când aveam magazinul acela în centru. Am să merg când o să-mi permită timpul să fac filmare și acolo, ca să vă povestesc mai detaliat, pentru că acolo este locul unde m-am cunoscut cu Leo, unde ne-am văzut prima dată, și am să vă povestesc atunci la fața locului. Pentru că este așa o chestie foarte amuzantă și chiar și acolo, fiind magazinul ultracentral, zona ultracentrală, sunt foarte multe magazine așa alinite și este acolo o zonă, exact ca în Veneția gen, cu fântâni arteziene, unde sunt foarte mulți porumbei și datorită faptului că există și apă, foarte mult se strâng acolo. Deci, toate magazinele, normal că sunt cu ușa deschisă la ferește, credeți-mă, intrau în magazin. Chiar unii zburau sus pe umerașe, pe stativele acelea pe care se prind umerașele. Am să vă arăt atunci când voi merge la magazin și am să vă povestesc în detaliu. Deci, cum poți să crezi că mai este o coincidență? Fiind un șir de magazine, așa, efectiv, în lanț, toate cu ușile deschise la perete, toți porumbei au fost toate fostele care aveau acolo la magazin veneau, intrau în magazin. Mai poți să crezi că este o coincidență? Nu.
și fetele cu care lucram, de fiecare dată îmi spuneau: Dana, pe tine te caut. Nu mai am cum să cred că este o coincidență, am renunțat de mult la acest lucru și am înțeles că poate aceasta este menirea mea. Nu am suflet să trec pe lângă un animăluț, să-l văd chinuit amărât în stradă și să plec mai departe. Nu știu, mă simt datoare, simt că trebuie să fac ceva pe mine și mulțumesc lui Dumnezeu că atât cât pot am aceste posibilități și pot să-i ajut și să mă ocup de ei. De aceea m-am și documentat și am studiat și am făcut și tot ce am putut pentru a ști exact ce am de făcut în privința lor. Și slavă Domnului, pot să spun că reușesc cu bine. În cele mai multe cazuri, aproape toate, pot să spun că rezolv problemele. Renata, după cum știți, a făcut și ea acea tehnician veterinar și ne descurcăm perfect împreună. Avem absolut toate medicamentele care ne trebuie pentru toate animăluțele, pentru căței, pentru pisicuțe, pentru păsări și singure le tratăm, doar ferească Dumnezeu să nu fie cazul de intervenții chirurgicale sau alte probleme și mulțumim lui Dumnezeu, nu am avut niciun fel de probleme de acest gen până acum. Doar am mers la doctor cu ei în momentul în care au trebuit sterilizați, pentru că nu ai cum să faci acest lucru acasă, clar. Dar în rest ne-a ferit Dumnezeu de probleme și sperăm ca lucrurile să fie așa în continuare. Hai Dumitra, mami, vină și tu aici. Dumitra, hai de mami. Mami, ceva despre tine, prietenii mei. Ce este de acum, Dumitra? Hai de mami. Ce de curicel? Da. Dumitra nu vrea să vină. O să o filmez eu să vă o arăt. Sunt cei 5 câini mari de curte care au acolo grădinița lor unde stau. Este Dumitra, Mistrețu, Ana, care este cățel, dar așa are numele Ana, Bulboaga, ei doi sunt și mai este Ustoica, cățelușa, cățeaua bătrână, care nu prea mai vede, nu mai merge de mult. Mă chinesc cu ea așa, o scu la soare, o scu la ură, nu știu cât o să mai reziste, este bătrână, dar am îngrijit-o foarte bine și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt lângă ea și pot să fac acest lucru. Și are o poveste tristă, v-am mai spus că era, stătea la mine acolo la magazin lângă ușă, o îngrijam toate fetele care eram acolo, îi dădeam de mâncare, îi puneam apă și când s-au dat acele... Da, bușeron, mami! Și unul dintre pomeranieni, nu mami, lasă-l socul, că n-ai voie să te joci cu el, că tu ești dita mai vursul. Când s-au dat acele ordine de a se strânge câinii comunitari de pe stradă, primăria a dat ordinul acesta, s-au adunat toți câinii și mi-a fost teamă cu ea și pe ea și vă dați seama că nu vreau acest lucru. Am luat-o, am dus-o la cineva la casă, pentru că nu aveam unde să o țin, eu locuind numai la bloc. Și îi plăteam acelei doamne o sumă de bani lunar, mergeam de câte ori veneam de la București, pentru că apoi am plecat la București. Îi duceam mâncare, bobițe, conserve, cărniță, oase, tot ce avea nevoie. Iar apoi când o cumpăr acasă, bineînțeles că am luat-o la mine. Și de atunci, de 3 ani, este la mine, dar este destul de bătrână, v-am spus. Dar mă bucur că pot să am grijă de ea în continuare. Ei sunt acești 5 câini mari de curte, care v-am spus stau acolo într-o grădiniță, au acolo separat, în față la căsuțele de animăluțe, au o curte așa destul de mare și stau acolo, bine, seara le dau și lor drumul prin curtea mare și în afară de ei, de cei 5 câini mari de curte, mai am 8 mari și ei tot de curte, vi-am mai arătat, sunt acei 8 frățiori pe care i-am luat acum 2 ani de Crăciun, tot de pe stradă, bineînțeles. Foarte degerați erau, înghețați, amărâți. Unul dintre ei, Patrocle, era pe 3 sferturi mort, nu reacționa niciun fel, era înghețat. Acum fac o paranteză, este șeful, deci el conduce
armata, să zic, celor 7 frățiori și fie loc. Și pe acela l-am dus atunci la doctor pentru că a avut nevoie de tratament perfuzabil. Atunci nu aveam acasă ce trebuia, s-a făcut nici în caz de coadă și am făcut o săptămână acest tratament cu perfuzii, antibiotic, vitamine și a dat Dumnezeu și a revenit. Este foarte bine. El este singurul care a rămas nesterilizat. V-am spus-o atunci la timpul acela povestea lui. Ceilalți 7 frățiori sunt sterilizați. El a rămas nesterilizat pentru că are o problemă. Nu știu cum să spun. Părțile cele două ale cățelușului nu sunt în exterior așa cum trebuie, sunt în interior. Așa ceva. Și am observat împreună cu doamna doctor când am vrut să-i facem anestezia. Și apoi la vreo 2 săptămâni, doamna doctor mi-a spus: Ana, adu-l să-l sterilizăm, că nu este bine să stea așa, poate să facă infecție și Doamne ferește alte complicații. Și mi-a fost teamă să-l duc. Și este tot așa. Și nu este bine deloc. Iar cât de curând va trebui să merg cu el să-l sterilizez. Să-l sterilizez, să rezolvăm problema, deși este destul de grav, pentru că este operația pe burtă și foarte complicat. Am înțeles că se ascund ouulețele lui, să spun așa, printre intestine, deci este destul de complicat. Dar va trebui să fac această operație pentru că nu are încotro, este mai rău dacă stă așa. Da. Și în afară de cei 5 de care v-am spus, mai sunt cei 8 frățiori. Iar fiind destul de mult 8, că poate îi creștem până ajung la o vârstă așa mai măricică și apoi poate reușim să mai dăm din ei așa câte unul, câte unul, cineva care mai vrea să-i adopte. Și bineînțeles că n-am mai putut să mai mă despart de ei și am zis la revedere, nicio adopție, rămân la mine pentru că nu pot să mai mă despart de ei. Dacă i-am crescut, vă dea seama, chinui și amărâși, unde să-i dau și ce să fac. Și plus de asta, trebuia să fiu foarte convinsă că lucrurile stau ok. Am toate posibilitățile și tot ce le trebuie acolo. Și ca atare, îi am și pe aceea. Sunt destul de cuminți și ei, foarte înțelegători, iubitori și nu aș mai putea să mai mă despart de ei. Și încă un sufletel în grija mea. Un cățeluș, vai de sufletelul lui, bineînțeles mititel, pentru că așa mi scoate mie Dumnezeu pe toți în cale și cu siguranță acest lucru nu este o întâmplare. Am fost la cumpărături și era să dea mașina peste el în fața mea. Am zis că leșin acolo. M-am dat jos din mașină, l-am luat, este ud ciuciulete. Pentru că a fost o mare furtună, o mare vijelie, era în jumatea străzii, nu se ferea, habar n-are de nimic, este foarte, foarte, nu știu, înfrigurat, cum să spun, că nici nu mai știu ce mai spun. L-am luat, l-am pus aici într-un prosopel, o să merg să-i fac băiță și o să văd unde îl integrez și pe el. I-am adus aici un castronel cu mâncare să vedem dacă mănâncă. Uite, mămica, uite ce de mami, conservă papuiule. Este terminat sărăcuțul. Nu știu dacă nu este și bolnăvior, o să văd cum se comportă pe parcurs, să știu ce am de făcut. Deparazitarea va trebui făcută cu siguranță. O să-i studiez comportamentul și o să văd de ce are nevoie. L-am prezentat deja câinilor de curte, cei 5, care vor să stea aici unde va sta și el. Și l-au acceptat imediat, bineînțeles. Uite, mămica, uite, nu vrea să mănânce deocamdată, i-am dat niște bobițe pentru juniori, am mâncat câteva, dar cred că este obosit, pierit, terminat. Uite, mămica, pap, conservă?
O să vedem cum reacționează și de ce o să aibă nevoie. Voi merge să-i fac băiță, pentru că este ud ciuciulete, așa cum v-am spus, și o să văd unde-i găsesc și lui locul. Nu am avut inimă să-l las. Este foarte obosit, terminat. De unde o fi venit, ce o fi cu el, Dumnezeu știe. Dar am considerat că dacă Dumnezeu mi l-a scos în cale, mi l-a scos cu un scop. N-am putut, cu toate că am atâtea animăluțe, să trec nepăsătoare, să-l las, mai ales că am văzut că era gata, gata să-l calce mașina. Nu are nicio tendință de a se feri, nu știe nimic, este destul de micuț. Ție buiul, mami. Asta este. Încă un suflețel la casa mea. Să-i fie de bine și Dumnezeu să-l ajute să se facă și el un câine mare și voinic. Iezurel deja a devenit un alintat. Stă aici toată ziua cu burtica în sus, pentru că are dita mai burtica. Mănâncă, cu toate că este un mofturos. Îi place foarte mult, ce credeți? Peștele! Peștele lui Marinache! Aici îl avem și pe Marinache, care vrea să-i fure pâinea. Ia, mami, o vrei tu? Hai, mănâncă tu, mami! Așa! Pentru că și Marinache umblă toată ziua prin curte, nu mai vrea să doarmă curățuștele Marinache. Acum se crede și el, cred că un cățeluș sau o pisicuță. Nu știu exact ce crede că este. Ia, mami, vrei pâinica? Hai! Așa! Ia și fură-o! Fură-o, mami, tu! Fură-o tu, mami! Haide! Iezurel este un mofturos, este cu minte, un alintat și nu este bolnăvior deloc. Cum am crezut prima dată, este un băiețel tare vesel, a făcut un dita mai burtoiu, o burtică mare pentru că mami l-am dopat toată ziua. Acum fiind weekend și fiind acasă, m-am ocupat foarte bine de el, i-am dat și de parazitarea. Dar nu a avut viermișor nimic, slavă Domnului. I-am pus și spray din acela contra puricilor și căpușelor, pentru că este mai micuț așa și să nu aibă probleme și toată ziua se joacă și se dă cu burta în sus. Și foarte bine interacționează cu câinii mari de curte, cei 5. L-au primit foarte bine, norocel mami, pentru că l-am integrat așa frumos, ușor, le-am făcut cunoștință cu el, l-au mirosit și l-au primit foarte bine. Și socul iubește foarte mult, îl cam tăbălește așa pentru că vrea să se joace cu el, dar vă dați seama ce diferență între socul și între Viezurel. Unul mare cât un urs, Viezurel mic cât o lingură. Marinache vrea și el să fie filmat. Da, mami, hai! Hai de pe pușa lui mami, hai! Viezurel se joacă cu un fir de iarbă aici. Marinache vrea și el să fie băgat în seamă. Haide, mami, hai! Haide, băiețul lui mami, da! Și tu vrei să fii filmat, mami, am înțeles. Marinache, bineînțeles că nu mai stă în țar deloc. Este tot timpul liber. Acest lucru se întâmplă când sunt eu acasă, pentru că, vă dați seama, nu-l las chiar așa nesupravegheat. Stă aici unde sunt căsuțele pentru animăluțe, cu pisicuțele, cu cei 5 câini mari de curte. Se plimbă ca vodă prin lobodă și nu mai doarme seara cu rățuștele, doarme cu cei 3 cocoși. Acum se crede cocoș, Marinache. Da, soc, da. Da, mami, despre tine e vorba, spuneam că te crezi cocoș acum, nu mai te crezi rățușcă. Până mai acum vreo lună dormea cu rațele, acum nu-i mai place, vrea cu cocoșii. Și ca atare l-am mutat în căsuța de lângă. Cea, celor 3 cocoșei. Da, mami, ce vrei să-i furi pâinica, mami? Uite, ai și tu, mami, una. El nu mănâncă, bineînțeles, doar se joacă cu ea. Îi place foarte mult pepenele lui Marinache, i-a cumpărat mami pepene și i-a dat. Da, mami!
Chejurel se dă cu burtica în sus toată ziua, mănâncă, doarme, stă la soare. Este tare drăguț și scump și foarte cuminte. A învățat deja să facă pe covorașul absorbant, pentru că seara îl pun aici într-una dintre căsuțe și vă dați seama că nu îmi place să facă mizerie pe jos. I-am pus Pampers-ul, covoraș din acela absorbant, dar așa îi spun eu Pampers. A învățat foarte bine, face piș pe el acolo până dimineața, până iese afară din căsuță. Nu-l las liber seara pentru că este micuț, mai este rece în timpul serii și plus de asta sunt câinii mari prin curte. Seara sunt liber toți și nu vreau să strice, ferească Dumnezeu să pățească ceva. Și Marinache cu felia lui de pepene stă aici, ciugulește și el pepene. A mâncat mai devreme o pulpă întreagă de pui, nu a mai rămas nimic din ea. Îi iau carne așa bine de pe ea, îi scot osul, o tai bucățele micuțe și mănâncă o pulpă de pui la masă, la o masă. Îi mai diversific așa, nu-i dau doar pește, îi mai dau și carne de pui, îi mai dau și pliculeț din acela cu mâncare pentru pisicuțe, cu bucățele de carne din acela pliculeț pentru pisicuțe și mănâncă toată ziua. Îi plac foarte mult și roșiile și brânza. Și acum mai nou am descoperit că îi place și pepenele. A mâncat două felii, din aceasta mai ciugulește așa cât un pic, când are el chef și se plimbă toată ziua pe aici. Prin curte. Îl iubește foarte mult pe cățelul Ana, stă tot timpul numai lângă el. Cățelul Ana este câinele acela negru de curte și când iese acolo la el în fața căsuței și stă la umbră, se duce și Marinache lângă el. Aici are băiețelul lui cu care doarme, Marinache, pe care îl iubește foarte mult și nu se desparte de el. Stă și băiețelul pe aici prin curte cu el. Da, trebuie să ți-l pună mame aici. Și așa își petrece Marinache tot timpul ziua. Merge, se plimbă, mănâncă, se spală în ligenuș. Da, mami, ia uite, păi a venit Viezurel să-i ia. Are și Viezurel jucările lui acolo în căsuță unde doarme. Ai plecat cu maimuțoiul, mami. Viezurel i-a furat băiețelului Marinache jucăria lui pentru că este mai frumoasa lui Marinache. Are și el jucărioare acolo în căsuța lui cu care doarme, dar e mai frumos băiețelului Marinache. Marinache e gelos, a venit și el aici. Ce-a făcut mami? Ce-a furat jucăria, mămica? Haide, mami, hai! Hai să mami, vrea să-l tragă de coadă pe Viezurel, îl ceartă pentru că i-a furat jucăria. Așa, mami, ceartă-l, mami, așa. Uite, ți-a furat băiețelul, mămica. Haide, mami, ia uite, Marinache. A, ce băiețel frumos. Ce băiețel frumos are, mami. Așa, mami, așa. Ia uite, ce băiețel frumos. Gata, i-l-a dat mami lui Marinache. Așa, mămica. Da. Îți furase Viezurel băiețelul, mami. Doarme cu băiețelul acesta de când era mic Marinache și nu se desparte de el. Când îl dau afară din sat, prin curte, îi dau și băiețelul cu el. Seara când doarme, îi pun și băiețelul acolo în culcuș unde dorm cocoșeii. Cocoșeii dorm sus pe stinghi acolo și Marinache jos are culcuș de paie. Și dimineața așteaptă cu minți până le deschide mami ușa să-i dea afară în curte. Da, mămica, da! Băiatul lui mami, mare, mare băiatul! Toată ziua se bălăcește, se mai duce la pisicuțele, mai clămpăne cu ciocul așa, mai se duce lângă cățelușul Ana, nu știu ce tot îi spune acolo, îi face capul calendar în crăune. Apoi când cățelușul Ana se culcă, se pune așa pe lăbuțe și stă la umbră, se pune și Marinache lângă el și tot așa.
tot așa își petrece Marinache ziua. Da, mămica, despre tine vorbesc. Ia uite, băiețelul la... Băiețelul mamei lui Marinache. Ia uite ce are băiatul. Da. Uite, vine Viezurel să-ți-l ia iar. Vine Viezurel să-ți-l ia iar, Marinache. Ia uite, mami, ia uite. A, Viezurel iar a venit la băiețel. Haide, mami, și tu, haide. A, fuge cu băiețelul. Hai după el, mami, hai. Mami a fugit, hai, cu băiețelul, mami. Ia, uite, iar a furat jucăria la băiat. Haide, mami, hai. Da, e o întreagă dispută acum pe această jucărie. Iar îl ceartă Marinache. Da, mamica, da, pe uite, vezi, dacă nu stai acolo cu lângă jucărioară, ți-o fură Viezurel. Ce fură, mami! Doamne, frumusețile lui mami, cât le mai iubesc de mult, sunt atât de cuminți toți, de inteligenți, de receptivi. Doamne, deci animăluțele acestea au niște simțuri și niște sentimente extraordinare. Atât de bine le înțeleg comportamentul, știu exact ce vor fiecare, care, cum. Știu că este un dar acesta, bunica mea, Dumnezeu să o ierte, mereu îmi spunea, Dana, tu ai fost înzestrat așa cu o putere, nu știu, cu un dar de la Dumnezeu, să poți să te apropii de animăluțe, să le înțelegi fiecare ce vor, cum vor și chiar să știți că așa este. Fără lipsă de modestie spun acest lucru, dar le înțeleg comportamentul perfect, limbajul, și aici mă refer prin comportamentul lor, pentru că normal, nu vorbesc. Chiar și din sunetele pe care le scot, și mă refer aici și la păsări, la pisicuțe, la cățeluși, știu exact ce vor, cum vor, din comportamentul lor, așa cum v-am spus, din fiecare mișcări, înțeleg tot absolut, știu ce vor. Poate și datorită faptului că tot timpul am fost înconjurată de animăluțe și Dumitra și am interacționat cu ele. Da, mami, da. Chiar zilele trecute, vecinii de lângă mine au luat un cățeluș, destul de măricel, așa, la vreo 4-5 luni, dar este din acesta, de curte, așa, era destul de măricel. Venise doctorul să-i facă vaccin. Haide, mami, hai, Marinache, hai, puiul meu, haide, mămica, hai, scumpete. Și... l-au traumatizat foarte mult, în fine, nu știu ce vaccine au făcut, că i-a rămas pas un picior, l-au alergat că nu stătea, în fine, l-au traumatizat și într-un final făcea diaree, nu era deloc ok și m-au chemat să văd ce pot să-i fac, dar pe ei, bineînțeles că nu îi mai lăsa să se apropie de el, deoarece era foarte, foarte speriat. Și am vorbit ușor cu el, l-am îngâiat încet, încet, până am ajuns în zona capului. I-am dat cu seringa un sirop contra diarei. Da, mami, i-am administrat și niște vitamine și se mirau cum ai reușit să pui mâna pe el. Ba mai mult de atât, să și stea, să-i dai medicamentele. Și am zis, păi... animăluțele simt, te simt din intonația vocii, te simt din mișcări, pentru că știți și dumneavoastră, animăluțele simt foarte bine tot ceea ce exprimă un om, mai bine decât simt oamenii. Da. Haide, mami, hai! Viezurel se joacă aici în continuare cu maimuțoiul lui Marinache, nu vrea să-l lase deloc, nu renunță la el deloc, este o întreagă dispută. Da, mami, ți-a furat băiețelul, pe ce să-ți facă, mami? Amândoi sunteți aici și vă certați pe maimuțoi. Viezurel nu renunță la el sub nicio formă. Da, mămica, este al lui Marinache, mami. Îl mănâncă dințișorii probabil, i-am dat și recompense din acelea sub formă de os, așa, să le roadă. Îl iubesc de numai pot și pe Viezurel, este un mititel, un drăguț și ne înțelegem perfect. Rățuștele sunt la lac și se bălăcesc aici de zor.
Au făcut băiță și mai de dimineață, acum sunt puțin mai liniștite. Le arunc aici pâinică când sunt acasă. Îmi este foarte drag de ele pentru că sunt foarte cuminți, foarte liniștite. Doar când pleacă mami este o problemă pentru că fac dita mai zarva. Vin după mașina lui mami și dacă nu sunt atentă când se închid porțile, ies și ele pe stradă. Pentru că nu vor să plece mami de acasă, vor și ele, ca și celelalte animăluțe, să stea mami cu ele toată ziua. Mi-au ouat toată iarna, după cum v-am mai spus, pentru că le-am îngrijit, le-am pus tot timpul apă călduță, le-am pus mâncărica așa călduță, tărâțe, floarea soarelui, grâu, bobițe de porumb ce mănâncă ele, le-am ținut undeva să fie așa mai călduțe, să nu fie reci, să înghețe și au ouat într-una, bineînțeles că și acum ouă și după cum v-am spus sunt două rățuște și doi rățoi și le iubesc de nu mai pot. Le alint în fel și chip. Bobocii lui mami, rățuște, lebede. Anul acesta, în august, în iunie, au împlinit un an, pentru că sunt născute în acea zi cu Renata, pe 18 iunie, v-am mai spus. Seara au ieșit din nou, la incubator, bineînțeles, și dimineața le-am cumpărat. Și de aceea știu că sunt născute pe 18 iunie. Și Renata, când a făcut petrecerea de ziua ei, i-am spus, mami, trebuia să ieși bobocii cu tine, că este și ziua lor. Le-am crescut, deci vă dați seama, abia ieșite din nou, de la o zi. Le iubesc și mă topesc de dragul lor, nu mai pot. Foarte cuminți sunt, se bălăcesc în lac, mănâncă, apoi se duc își fac siesta. Acolo unde au ele farfuriuța cu bobițe, ligenușul cu apă, stau frumos la soare, pe iarbă, mai ciugulez verdeață, iar mai vin la lac și tot așa își petrec bobocii ziua, rățuștele și lebedele mele. În fiecare dimineață când iau ouulețele, le mulțumesc, le spun mulțumesc bobocii pentru ouulețe, mulțumesc mami. De ce frumoasele lui mami? Hai bobocii, hai mami, hai! Uite pâinica aici, nu mai mâncați? Haide bobocii lui mami, haide! Deci mă topesc de ele, nu mai pot, ca niște lebede curate, albe și frumoase. Îmi bucură sufletul așa când le văd, îmi carcă inima de energie pozitivă, de fericire, de bucurie. Da, mami, da! Haide bubuții lui mami, haide! Hai prințesele lui mami, lepedele lui mami frumoase! Boboții, boboții, mami! Da, a apărut și Dumitra în prim plan, cred că o vedeți acolo, este cea albă cu negru, ca o văcuță Milka. Are aici pe lateral, pe picioruș, s-a, cred că, zgâriat în ceva, nu știu ce a făcut acolo. Și i-am dat cu puțin albastru de metilen din acela. Da, mami, ea este una, cea maronie o vedeți, din cei 8 frățiori, pentru că ea stă cu mine tot timpul aici, nu suportă să o duc acolo să stea. Au un țar foarte mare, cam 200 de metri pătrați, dar noaptea le dau tot timpul drumul și sunt liber prin curte. Dar ea este foarte atașată de mine, bine, nu că ceilalți n-ar fi. Și stă numai lipită de mine și ca atare este și ea încurcă. Da, mami! Pe ea o cheamă Chinezoica și cam de talia ei sunt și ceilalți. Sunt 8 frățiori, 5 băieței și 3 fetițe. Sunt 4 negri, 4 așa maronii, auri. O să fii mai prezint și pe aceea într-un alt vlog și cred că i-a mai arătat de fapt.
da, dragii mei, și în afară de cei 5 cu 8, 13 câini mari de curte, mai sunt și aceștia 6 pomeranieni, pe aceștia vi-am prezentat mereu. Este Suzy și cu Scrasimir Monsena, rusul, 2 pomeranieni, soț și soție, să spunem așa. Cățelușa este albă, v-am mai arătat-o, tăticul este negru, el este unul din puii lui Halumi, pardon, Bușeron îl cheamă, mai am încă un băiețel Halumi și mai sunt cele două, de fapt 3 prințese. Este cu Farina, cea micuță albă, v-am mai arătat-o, cu surioara ei grăsună, tot chinezoica i-am pus și în numele, și cu încă o surioară care este la Renata momentan, împreună cu tăticul și cu mamica frățiorilor. Vor trebui duși din nou la salon, pentru că pomeranienii, v-am spus, au o blăniță așa mai dificilă. Nu se lipește apa de blănița lor, precum apa de gâscă. Trebuie foarte bine spălați, într-un mod anume, cu anumite șampoane. Nu, mami, lasă-l. Și de asemenea mai trebuie să cosmetizați așa cât de cât pui, să spunem. Nu, mami, să lovește, el e mic. Tu ești dita mai ursul, mami. Și trebuie o procedură anume de îngrijire pentru ei. Pe aceștia, pe pomeranieni, îi duce mereu la salon, să-i spele, să-i aranjeze, inclusiv pe cei 3 bișoni maltezi pe care i-am. Cred că sunt la ei la căsuță acum, văd că nu sunt pe aici. Hai, Ariciu, este doar unul dintre ei. Haide, mami! Haide, mămica! Da. Și în afară de cei 6 pomeranieni, mai sunt ceilalți 8 cățeluși, mititei, de rasă. Sunt 3 chihuahua, el este crevete, cașcaravete, ceacârul cu un ochi căprui și unul albastru. Este Renu, feblețea lui Leo. Hai, grăsunul lui mami. Și Renuca, tot și a chihuahua. Este soția lui Renu. El este grasul. Renu, feblețea lui Leo. Uitați cât este de grăsun. Un dovleac este el. Îi spune mami dovleacul, cade. Ia stai, mami, stai că uite, cade stativul. Da, vântul ne dăduse jos stativul, gata, gata să cadă. Așa cum vă spuneam, îl alim pe Renu în fel și chip. Dovle, cel, trepăduș, în fel și chip, îi spune mami. Este un gran și un graș, un dolofan. Și Leo mereu mă întreabă, Dana, ce face Renu? Unde e Renu? E bine? A mâncat? Ce face? Tot timpul îl liniștesc, stai Leo liniștit, că-i cu minte, am grijă de el și totul este în regulă. În afară de Renu și de crevete pe care vi l-am arătat și de Renuca, deci ei sunt cei 3 pomeranieni, mai sunt cei 3 bișoni maltezi, pe Ariciu, cel gri l-ați văzut, Barancuila, alb, și cu Orfelina, și ea tot albă, și ea luată de pe stradă, tot cam prin preajma Crăciunului, prin noiembrie, așa, degerată, amărâtă, venise la porțile mele și bineînțeles că nu am avut suflet să o las, am luat-o și pe ea, am spălat-o, i-am dat să mănânce, am dus-o și am sterilizat-o, o drăguță și o recunoscătoare. În afară de cei 3 pomeranieni și de cei 3 chihuahua, mai este Moarta, o cățelușă pomeranian, doamne, o cățelușă, pardon, pechinez. Ea este luată de la munte, v-am spus unde am găsit-o acolo, și ea o cu o poveste tristă, amărâtă. Este cățelușa despre care vă povesteam, că a aruncat-o cineva acolo, a dus-o cu puișori cu tot și a rămas fără puișori. O poveste tristă, v-am mai spus, o are și ea. Dumitra, lasă-mă să vorbesc, mami. Da? Și în afară de ei, deci sunt 3 pomeranieni, 3 chihuahua, 3 bișoni maltezi, 6, cu moaxa 7 și mai este Dili, tot cățelușa pomeranian, deci 8 în total, care ea este cea cu problemele, v-am spus, care a avut niște probleme hormonale și am dus-o la un doctor să o trateze, ea a aplicat acel tratament greșit,
a rămas fără blăniță deloc și într-un final am tratat-o eu acasă, foarte bine i-a mers, i-a crescut blănița la loc, este o grasă și o dolofană. Da, deci după cum vedeți, sunt foarte bogată. Dar vreau să vă spun că toți îmi umple așa, nu știu, îmi umplu așa inima de bucurie când mă uit la ei. Sunt fericită, văd că totul este în regulă, că sunt sănătoși, că sunt veseli. Îmi oferă iubire cât cuprinde, necondiționată și acest lucru nu mă poate face decât foarte fericită. Și când sunt așa acasă și pot să interacționez cu toți, sunt cea mai bucuroasă. Simt că nu mai îmi trebuie nimic. Ia, mami! Sunt foarte fericită că pot să am grijă de atâtea sufletele, că fac atâtea lucruri bune referitoare la ei și de aceea spun că Dumnezeu cu siguranță m-a ales pentru acest lucru. Acesta a fost, dragii mei, vlogul de astăzi, plin așa cu sufletele care de care mai frumoase și mai recunoscătoare și mai pline de iubire. Și, nu știu, sper că așa puțin, puțin v-a umplut și dumneavoastră inima de bucurie, pentru că cei care aveți animăluțe știți ce înseamnă această iubire necondiționată oferită de animăluțe. Pentru că sunt cele mai curate, cele mai sincere sufletele și iubire ca a lor, sinceră, dezinteresată, chiar nu găsești. De aceea le iubesc atât de mult pe toate și îmi este așa foarte drag de ele. Și nu știu, de câte ori găsesc, v-am spus, un sufletel, nu pot să trec nepăsătoare. Nu pot. Asta este. Poate pentru acest lucru am fost făcută, pentru că de mică sunt așa. Bineînțeles că și Renata la fel, pentru că, nu știu, poate așa am educat-o și ați văzut. Câteodată repulsia aceasta față de animale, să știți că vine și din educație. Spun acest lucru pentru că am văzut întâmplări de genul acesta și chiar am să vă spun referitor la ursoaica, cățeaua bătrână de care vă spuneam, stătea la ușa magazinului și țin minte că era un timp foarte geros, iarnă, și avea acolo mochetuță pe care stătea. Este o cățea foarte pasivă, liniștită, niciodată n-a fost agresivă. Dormea și ea acolo sărăcuța pe mochetuța aceea. A trecut un domn foarte bine îmbrăcat, cred că v-am mai spus odată când am făcut filmarea cu ea, la costum rețin, era îmbrăcat, cu un băiețel de mână așa mititel, nu știu, cred că avea 4 ani, 5 cu siguranță, nu? 3 ani, 4 ani, cam așa. Îl ținea de mână, domnul fuma și ce credeți că a făcut? Așa a considerat dumnealui. A scos sigara din gură și a aruncat-o pe ursoaică. Deci nu că a vrut să o arunce nu știu unde și a căzut pe ea. Nu, s-a plecat, aproape că a stins-o așa pe ea. Bineînțeles că am văzut din magazin acest lucru și apoi băiețelul ce credeți că a făcut, că aici vreau să ajung, i-a dat așa cu picior. Păi dacă tata stinge țigara pe cățel, ce poate să facă copilul? Sau a văzut vreun gest bun, gen că s-a plecat să o mângâie sau nu știu, să-i dea ceva să mănânce? Bineînțeles că am văzut din magazin și am ieșit afară și am zis, nu vă supărați, dar chiar vi se pare normal să faceți gestul acesta? Văd că sunteți totuși un domn. Gestul care l-ați făcut nu prea cred că se asortează așa cu ținuta dumneavoastră. Chiar așa știu că i-am spus. Nu știu dacă exact aceleași cuvinte, dar ceva de genul acesta. Și asta vreau să spun. Copiii, bineînțeles că fac ceea ce văd și ce referitor la lucrurile pe care le văd în familie. Dacă părinții au repulsie față de animale și așa, n-au cum vieții copii să fie niște iubitori de animăluți. Așa sunt. Da. Și de aceea spun că nu am suflet să trec pe lângă ele, să nu le pot ajuta. Mi-am dorit foarte mult să am aceste posibilități, să am o casă, să pot să mă ocup de aceste lucruri și Dumnezeu m-a ajutat.
și îi mulțumesc zi și noapte pentru acest lucru. Vă pup, dragii mei, și vă doresc numai bine și multă sănătate!